Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. La Petrolul Ploiești, un antrenor care a mai pus pe banca popular. Vârțănel, jucăș care urcă la fazele fixe și foarte bună durată doar acea ocazie în lupturile și Ceafărului și Van Bala, realizând balonul, însă foarte bine a acoperit zona Vârțănel. Pentru Lică în centru, Srijan, apoi la Bârsănel. Excelent devierea cu capul lui Grumezescu, o intrare cu aspeț mingea trimisă puternic, respinsă și Bala cu voleul. Mingea se duce în vară după devierea lui, dar nu era acolo, Ferraliu era mai aproape de poartă, nu a fost offside, a fost gol valabil marcat de Ceafărul, dacă mingea ar fi în poartă. Vedem multe baloane trimise pe care au batimit în teren Christoph Daum partida de astăzi din Armenia. Centrare în careul advers cu capul, acum putem spune că am asistat la prima ocazie a Bercenilui. Dacă era jumătate de metru mingea mai spre poartă, putea să-i pună probleme lui Pap. Lovitură excelentă de cap al lui Bârsănel. Vă spuneam, urcă mult la fazele fixe. A marcat un gol. Acum poziție de șut. Vine până la urmă șutul, însă în blocajul lui Bârsănel. Șutul lui Păcurat. Pap aproape să deschide scorul Bercenilui după această greșeală a lui Eduard Pap. A avut noroc că nu a rămas balonul la atacantul Bercenilui.
trimită Neacu din voleu, însă o pasă la portar. Balonul a fost plasat bine, însă trebuia mai tare lor să efectueze schimbare în același timp cu cea a oaspeților. Poate însemna și asta că Berceniul we'll be right back.
Guess I should have let you in.